Am luat în discuție situația de la Ministerul Afacerilor Externe și am convenit cu toții că domnul Teodor Meleșcanu și-a făcut cu competență datoria în poziția pe care a avut-o. Mai mult decât atât, Ministerul Afacerilor Externe, prin modul în care a organizat aceste alegeri în limita responsabilităților sale, prin sporirea numărului de secții de votare, a căutat să preîntâmpine eventuale incidente. Se pare însă că au existat anumite interese pentru ca unele incidente să aibă loc, pornind de la concentrarea unor alegători pe anumite secții de votare și continuând cu comportamentul altor alegători care căutau cu tot din adinsul să sugereze existența unor nereguli sau aglomerări. Mai mult decât atât, Ministerul Afacerilor Externe a avut în permanență un contact cu ambasadele, cu consulatele generale și consulatele care aveau ele responsabilitatea directă a gestionării procesului electoral. Așadar, dăm în continuare același respect domnului Teodor Meleșcanu, pe care îl considerăm unul dintre reprezentanții noștri de marcă. În același timp, nu putem să neglijăm un anumit tip de percepție publică, percepție publică care leagă de Ministerul de Externe modul în care au fost gestionate alegerile în diasporă, și pentru ca să putem să avem pe viitor o comunicare bună cu opinia publică, pentru a lăsa Ministerului Afacerilor Externe întreaga libertate de a acționa ca reprezentant al statului român, am hotărât să retragem sprijinul politic domnului Teodor Meleșcanu. În același timp, am propus ca doamna Ramona Mănescu să fie propusă pentru această poziție de ministru al Afacerilor Externe. Am avut în vedere experiența politică îndelungată. Doamna Ramona Mănescu are o experiență în politica liberală de aproape un sfert de veac, care în contul său 3 mandate de parlamentar european, în această poziție a activat în structurile Parlamentului European care au responsabilitate politica externă, a avut posibilitatea să relaționeze cu reprezentanți de vârf ai diplomației europene și considerăm că doamna Ramona Mănescu poate să contribuie la reconsiderarea poziției României în plan european și în plan internațional. Socotim că această candidatură este demnă de a fi acceptată. Sperăm ca această propunere pe care doamna Dăncilă o va face la Palatul Cotroceni să aibă un răspuns imediat, așa cum o cere noua legislație a codului administrativ, așadar într-un termen de până la 10 zile, printr-un decret de numire din partea președintelui României, pe care trebuie să-l avertizăm în modul cel mai politicos cu putință, că în situația în care ar refuza acest lucru, să vom fi în situația unui conflict între puterile statului, pe care Curtea Constituțională ar trebui să-l lămurească, și socotim pentru astfel de situație, primul ministru, doamna Viorica Dăncilă, va sesiza Curtea Constituțională. Am avut o evaluare pentru mai mulți membri ALDE cu experiență în politica externă. Ne-am oprit asupra doamnei Mănescu din mai multe considerente, pe unele bine am amintit deja. Doamna Mănescu este în același timp și reprezentantul politic al unei noi generații. Este o prezență care ar putea să contribuie la ideea că ALDE are resurse suficiente pentru împrospătarea acțiunii sale și în același timp, desigur, am avut în vedere și că doamna Mănescu a fost foarte activă în planul european atunci când s-a pus problema apărării prestigiului României. Domnul Teodor Meleșcanu este într-o întâlnire cu colegii săi miniștri de externe și îi urăm succes în această întâlnire. Am discutat cu dânsul și domnul Teodor Meleșcanu, care este un om politic cu o bogată experiență. Chiar dânsul ne-a spus că îi se pare firesc ca dacă ALDE l-a investit cu
această poziție prin susținerea politică pe care i-a dat-o. Mi se pare firesc ca ALDE să fie cel care să-i o retragă în momentul în care consideră de cuvință. Așadar, domnul Meneșcanu ne-a transmis că se va supune deciziei pe care o luăm noi și, în principiu, a fost prevenită în legătură cu aceasta. Așadar, pentru domnul Meneșcanu nu este nici o surpriză. Eu sper să fie o surpriză plăcută faptul că în timpul întâlnirii mai mulți colegi s-au exprimat extrem de elogios la adresa domniei. Dacă astfel de nemulțumiri au existat și ele au fost prezentate în spațiu public, dumneavoastră v-ați găsit răspunsul. Personal, nu am constatat așa ceva și cred că orice discuție care s-ar mai face, se va face în lăuntrul ALDE. Astăzi, atunci când am discutat despre Ministerul de Externe, nu am invocat alte nume și ipoteza unor alte discuții. Desigur că în situația în care coaliția depășește cu bine și îmi doresc acest lucru momentul începutului de august și stabilirea candidatului la prezidențiale, am putea discuta pe o platformă largă a campaniei prezidențiale și despre o restructurare a guvernului care să se facă în Parlament și atunci sigur că discuția se va relua, dar asta s-ar putea întâmpla la începutul lunii septembrie.